Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă sărbătorești ziua de naștere pe 2 septembrie, ești fermecătoare, sociabilă și politicoasă, aduci echilibru și armonie la tot ceea ce faci. Manierele impecabile te fac mai puțin critică și mai diplomată decât fecioarele obișnuite. Deși nu pari la fel de activă ca semenii tăi zodiacali, nu ai mai puține ambiții fiind capabilă să atragi perfect oamenii de partea ta, obții succesul fără a apela la acțiuni agresive. Vechiul proverb că mirea atrage mai multe muște decât oțetul este directă legată de tine. Urăști nenaturalitatea și disprețuiești orice formă de pretenție. Rară ori îți cer scuze pentru munca sau comportamentul tău. Ai puțin timp pentru a studia motivația acțiunilor tale, Prefer mai degrabă ca acțiunile tale să vorbească pentru tine, acordând o atenție deosebită muncii, poți ajunge cu adevărat la uzură. Din păcate, în caz de eșec sau înfrângere, poți să nu ai suficiente resurse interne pentru a face față dificultăților temporare sau pentru a schimba cursul. De asemenea, ești predispusă la reacții explozive atunci când de devii obiectul unor critici excesive. Din cauza acestei slăbiciuni, Poți deveni serios dependentă de un prieten de încredere sau de un membru al familiei a cărui părere o respecti. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, doruire, scrupulozitate, claritate, curățenie, exactitate, metodicitate și discreție. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de respingerea incertitudinii, precum și de lipsa reveriei. Te distingi de reprezentanții tipicei zodiei printr-o critică oarecum redusă și diplomație. Aceasta din urmă îți permite să te evaluezi obiectiv pe tine însăți și pe ceilalți. Aceste lucru este exprimat în justiția ta excepțională, ai maniere impecabile, cauți să dobândești noi cunoștințe, ești educată, bine citită, un interlocutor interesant, nu există subiecte interzise pentru tine, poți avea un aspect modest și nu faci nimic neobișnuit pentru a atrage atenția asupra ta. Dacă soartea te face fericită cu puțin talent, ești mult mai predispusă să alegi o cale profesională dovedită și fiabilă, cu un factor de risc scăzut. Poți de asemenea să ai o personalitate mai neobișnuită și să te expui uneori în mod conștient la un anumit grad de pericol pentru a experimenta emoția, dar cu mult mai mare plăcere o vei crea artificial decât vei merge în căutarea ei. Tu privești lumea din poziția avocatului egalității și poți susține cu ușurință drepturile unei persoane obișnuite. Manifestă o simpatie sinceră pentru cei care au mare nevoie, care sunt bântuiți de ghinion sau de calamități continue. Din păcate, tu însă ți adesea refuzi ajutorul atunci când ai nevoie cu adevărat. Exprimându-ți părerile, încerci să vorbești foarte simplu pentru a evita cea mai mică atingere de pretențiozitate. Nu accepti în mod clar egocentrismul, complicația fără rost a limbajului sau a gândurilor altor oameni. De obicei ești capabilă să te ocupi de bani și finanțe, în special cu propriile tale resurse, chiar dacă nu ai atât de multe. Ești orientată material. Te remarci prin puterea fizică deosebită. În materie de dragoste, poți fi foarte captivantă și prefer să rămâi fără nimic, în loc să te compromiți cu așteptările tale a spune că ești foarte exigentă față de prietenii și iubiții tăi înseamnă să nu spui nimic. Indiferentă de statutul social pe care îl ocupi, te comporți după un cod de onoare necondiționat. Pentru tine, atunci când o este finalizată și cuvântul este dat, nu există loc pentru ezitare, îngăduință sau încălcarea promisiunilor. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale. Ești moderată, îngrijită, adaptabilă. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indusă în eroare. Cum afectează data de 2 septembrie soarta ta? Poți fi numită, bună dreptate, o adevărată fecioară. În persoana ta nu există mediocritate, vanitate, din potrivă, ești foarte simplă și talentată, înzestrată cu inteligență. Cuvintele tale nu vor fi separate de acțiuni. Cu toate acestea, dacă vei greși în acțiunile tale, probabil că nu vei recunoaște acest lucru. Ție nu-ți place nefirescul, demonstrativitatea, egocentrismul, Deoarece tu însă așa, faci față cu bine sarcinilor de la locul de muncă, dedice mult timp muncii tale planificând constantă noi proiecte, obiective, sarcini. Viața ta se învârte în jurul muncitale. deoarece nu ți-a mai rămas atât de mult timp pentru a te cunoaște pe tine însă. În situații de viață dificile, atunci când te trebuie să găsești răspunsul la o întrebare, este posibil să ai nevoie de sfaturi de la persoane apropiate. În societate nu vei arăta demonstrativ, ești condusă de simplitatea prezentării informațiilor. Cu toate acestea, când vine vorba de critici durele adresa ta, te poți scufunda în starea de agresiune emoțională. Între lucrul pe un salariu bun cu riscuri ridicate și lucrul cu salariu mediu fără riscuri, vei alege cel mai probabil a doua opțiune. Ești în felul tău o luptătoare pentru dreptate. Vei apăra și proteja drepturile omului de nivel mediu. Poți manifesta simpatie pentru persoanele care au nevoie de ajutor în ceea ce privește faptul că în viața ei sunt nefericiți în mod constant. Ajutorul străinilor este mai probabil să-l abandoneze din cauza mândriei tale. Îți vei folosi toată puterea pentru a atinge obiective la locul de muncă? ceea ce uneori îți poate strica relația în familie cu cei dragi sau rudele. Îți pot fi încredințați bani în orice sume, poți gestiona capital și poți face față cu îndemânare chiar și cu bani puțini. În dragoste și relații cu sexul opus, este dificil să ajungi la un compromis și ești foarte pretențioasă cu privire la sufletul tău pereche. Îți vei privi tovarășul sau partenerul tău de viață multă timp și numai atunci când vei simți sentimente reale, atunci vei fi pregătită pentru viața viitoare împreună, dragoste și compatibilitate, în problemele de inima parții tipului de oameni care doresc să iubească și să fie iubiți, totuși, pentru a te simți fericită, ai nevoie de unitate intelectuală cu un partener, respect reciproc și armonie, nu doar pasiune și relații romantice. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțe le poți forma cu pești și berbec, peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lătoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești politicoasă, sociabilă, dulce și deschisă. Ai o capacitate unică de a aduce armonie în lumea din jurul tău. Găsești o cale spre fiecare obiectiv. Aproape de tine este convenabil, confortabil. Ești sinceră, devotată idealurilor tale, valorilor familiale, ești de încredere. Te caracterizează un nivel mediu de activitate, ambiție, temperament stabil. Cel mai adesea rămâi calmă, te comporți cu reținere, ești orientată spre cooperare. Dominația completă este inacceptabilă pentru tine. Ca profesionist ești un lider talentat, dar moale. Talentul natural pentru a atrage și a uni oamenii din jurul tău își face treaba. În același timp, nu recurgi la acțiuni agresive. Reușești să-ți atingi obiectivele rapid și fără victime, nu ești arogantă. Succesul pentru tine nu este scopul final, ci o rotiță în sistem. În căutarea perfecțiunii, te încăpățnesc continuu, într-o echipă, prefer să ai oameni cinstiți, orientați spre afaceri, sănătate și boli, adesea ajungi la probleme de sănătate atunci când ești prea supra-solicitată la muncă și în viața personală, ar trebui să fii lipsită de neîncrederea internă și de dorința de autoflagelare, stresul îți poate provoca sănătate precară, sub influența factorilor de stres, poți dezvolta boli ale vaselor de sânge, ale inimii. Tulburările nervoase sunt de asemenea posibile. Zonele deosebite de sensibile sunt stomacul și sistemul digestiv, astfel încât ulcerațiile și aciditatea ridicată pot deveni cei mai răi dușmani. Cumva, trebuie să găsești un echilibru între izbucnirile emoționale și agresivitatea reprimată. O dietă sănătoasă este, în acest sens, un factor de stabilizare. Ar trebui să respecti sfatul unui expert culinar sau nutriționist care îți poate oferi un meniu rațional. Interesul pentru o dietă echilibrată poate fi de mare ajutor în implementarea acestui plan. Exercițiile fizice regulate și moderate sunt foarte indicate. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat să fii fericită, iar despre tine se poate spune că te-ai născut sub o stea fericită. De la naștere, Ești protejată de îngeri și ți direcționează cala vieții într-un canal calm. Prosper. Ești înzestrată cu geniu de la naștere, mari abilități mentale și creative. Ești un lider excelent, organizator excelent, care simte în mod subtil starea de spirit și pulsul echipei. Treci prin viață ușor, succesul te va însoți peste tot. Sfaturi pentru tine. Dacă vrei să trăiești până la o vârstă foarte înaintată, va trebui să-ți reconsideri atitudinea față de propria sănătate. Trebuie protejată de la o vârstă fragedă. În muncă, ți se recomandă să acorzi mai multă atenție planificării, dezvoltării strategiei și tacticii. Pentru a obține armonie cu tine, trebuie oferită o cale constructivă de a ieși din agresiune în mod constant. Învață să nu-ți ascunzi sentimentele. Nu te mulțumi cu mărunțișuri. Dacă crezi în puterile și capacitățile tale, acționează cu îndrăzneală, dar nu exclude factorul de inspirație. Nu ar trebui să lucreze doar de dragul muncii. Distribuie tandrețe cu ceilalți. Caută mai multă plăcere în situațiile din viața ta. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult. Tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însăți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică, zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta, un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lingerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani? dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar englez-român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe argintă de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din mână moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.